Domnul Becali, bună seara! Bună seara! Deci, prima dată domnul Crăciunescu și-a dat seama și a spus un lucru corect și a doua oară și domnul Dumitrescu, Ilie, v-a spus un lucru iar și mai corect. Deci, el nu că nu are carnet, el are carnet, dar luat în altă țară. Un corect. Carnet este valabil în orice, în Africa. Deci, corect, recunoscut, carnetul, este recunoscut. Carnetul, dacă știi să conduce, valabil în orice țară. El a luat carnet în altă țară. Când au verificat milițienii, probabil, la noi în baza de date în România, nu apare. La noi, la miliția noastră, nu este. El nu este înregistrat, că nu a luat la noi. El a, băiatul a luat carnet, a luat carnet unde l-a luat în altă țară, înțelegi? Așa? Și nu e înregistrat, că nu te înregistrează nimeni. Dar poate acum, să-și facă cu permis românesc. Dacă ai afară, poți să mergi să-ți faci hârtiile, să nu trebuie să mai dai niciun examen. Nu mai are niciun examen, poți să-ți faci. Dar el, băiatul, domnule, a mers cu că avea permis. Deci nu poate fi penal dacă avea permis. El acum o să verifice autoritățile, miliția o să verifice mâine, poi mâine o să verifice la miliția din Ucraina și o să vadă în Ucraina că acolo el a dat examenul acolo, este tot înregistrat, că a dat, că n-a dat, nu-i problema lor. Este înregistrat tot. Păi stai puțin, că în Mexic, Gigi, hai să spun o speță. În Mexic te duceai la poliție, te dai $50 și îți dădea carnetul. Păi da. Da, nu trebuie să dai niciun examen în Mexic. Cred că mergeai la poliție. Da, nu, dar asta e clar. Mergi la poliție, dai o poză, nu știu ce, dai $50. Atâta costă să-ți facă carnet. Deci nu contează dacă știi să conduci sau nu. Nu contează. Domnul Becali, dincolo de râdem, glumim, dar îmi imaginez că pe străzile din România sunt opriți în trafic oameni care au permis în altă parte și totuși nu li se face dosar penal, nu li se dă comunicat la poliție. Nu știu dacă i-a făcut. E posibil că dacă i-a făcut, că probabil dacă el e milițian de acolo din Brăila, el milițianul din Brăila zice, du-te domne, că ăsta nu, și nu e permis, că nu scrie pe românești. Înțelegi? Mă rog. Milițianul nu știe din Brăila că poate să fie un... Hai să zicem, poate polițistul de acolo, deși e polițist pe autostradă, ar trebui să fie mai pregătit. Dacă trăiești în țara respectivă, să-l faci românesc sau nu știu cum. S-ar putea să existe și asta. Dacă ți-ai permis în altă parte, s-ar putea să ai obligație să te înregistrezi și aici. Dacă ai o obligație și nu te-ai înregistrat, o să-ți dea o amendă. Corect. Dacă eu am un act care e valabil în toată lumea. Și trebuia să-l înregistrez. Eu nu l-am înregistrat. Îți dă o amendă și îți dă și o suspendare de carnet. Nu, suspendare de carnet îi dă oricum, care o să-și ai și la viteză. Îi dă pentru viteză. Da, deci îi dă suspendare de carnet. Și îi pune să dea și carnet, să dea examen pentru carnet. Și dacă este și chiar dacă e și fără carnet, o să-i dea un an cu suspendare de pușcărie. Care e problema? Da, nu îi dă. Nu, dar dacă are carnet, nu mai e penal. Eu o să zic că, domne, uite, vorbește, mă duc eu la judecător și zic, domne, el este la FCSB jucător și te rog frumos, domnul judecător, ca să-l ierte. Dai o amendă penal. Și așa o să-i dea. Și milițianul o să-l ierte și gata. Păi nu e în regulă, domnul Becali. Dar știu că glumiți. Nu e în regulă. Ba, e în regulă. Păi ce dacă e fotbalist la FCSB? Are aceleași drepturi și obligații ca mine. Nu, are noroc mare că n-a făcut accident. Nu, domne, că are o licență totuși. Stați puțin, să limpezi pe un aspect. Are o licență, are un carnet. Da. Deci are un carnet. Comunicatul poliției este cu un document asemănător unui permis internațional. Eu, adică o imitație sau ce? Nu e bun? Nu știu. Nu știu. Să verifice și să vadă. Gigi, cred că nu ieșea pe post să ne spună că are carnet și că nu are carnet. Dom'le, sunt două părți ale unei probleme. L-ascultăm și pe domnul Becali și citesc și ce spune comunicatul poliției. Poți să spun Gigi, să nu spun domnul Becali? Poți să spun Gigi? Păi, dar te rog frumos. Da, eu chiar te rog, da. Da, nu că dumneavoastră a zis domnul Dumitrescu. Da, mi-a luat cu domnul Dumitrescu și n-aș vrea să... Da. Bun. Dar nu, adică dacă i-am zis lui domnul Căciulescu așa, după aia să nu te super tu. Da, când juca biliard amândoi, nu ziceai domnul Crăciulescu.
Păi dar nu, dar zice să nu te superi, mă, bă, Ioane, știu. Nu mai știu om cum să facă, mă. Nu, no, domne, ce... Suntem no, dar e important revenind înainte, la speța asta, care o licență, care un carnet de undeva. Sperăm să fie și... Păi nu, dar știi de ce, dacă știi de ce am zis cu domnul Căciunescu? Că așa, dacă am văzut că tot timpul nu mai împotriva lui PCSB, zici și fazele... Mamă, ce ai spus, mor, dacă ce... Da, biliardul era pe bani. Bun la asta, dar aruncat te trece. Biliardul era pe bani? Poftim? Biliardul. Păi ce, când jucam eu biliard, nici nu eram arbitru. Nici n-a părut să răbani, am înțeles, da. Ba nu, nu eram arbitru, că eram, lucrat la Giovanni. Aveam acolo clubul lui Gădoi. Bun, mulțumim de lămuriri, domnul Becali, dar mai așteptăm să vedem ce spune ancheta. Bine, Ioane, hai, iartă-mă dacă v-am supărat. Bine, Gigi, gata, nu se supăra pe tine, dar să știi că n-am nimic. Pe îți dau cuvântul meu de onoare că n-am nimic. Dar stați liniștiți că nu e. Miliția nu a luat toate date. Și îți dai seama că mi-l pun pe fiul meu în cap dacă zic ceva de tine. Cum aude de tine, cum... Băi, m-am întâlnit cu băiatul tău la Frăsinei. Ba, trebuie să speri același drum. M-am întâlnit la Frăsinei acolo cu el, m-am bucurat te foarte tare. Te cred, dacă spuneai că l-ai întâlnit în altă parte, nu te cred. Te cred 100% la Frăsinei. Și de ce a zis? A zis că mai stă mai mult acolo ca să roage pentru tine. Ai, mulțumesc. Ce frumos. Frumos. Ce? Așa mi-a zis. Da, a zis că stau mai mult aici, domnul Gigi, ca să mă rog pentru tată. E un copil excelent. Da. Bun, bine. Mulțumesc, domnul Becali. Hai, sănătate. Numai bine, sănătate.